Salutare cocoleșilor și bine v-am regăsit la un nou video minunat! Mă, eu zic să continuăm această serie mult și bine cât ține afară iarna. Noi să mai lucrăm la această casă până ce o facem perfectă, deoarece este seria voastră preferată și ia uitați! Cine este aici? Cine este cu noi? Toată trupa e completă? Toată lumea este aici? Haideți, apăsați butonul de cuculike. Știți care e faza? Până ce eu și toate animăluțele intrăm în casă, până ce intră ultimul animăluț, aveți timp să apăsați butonul de cuculike, așa că grăbiți-vă. Hai, repede, repede, apăsați acum, că uitați și bonita intră. Ia-i, gata. Ba nu, nu, mai aveți timp. Hai, mai aveți timp să apăsați. Gata, toată lumea a intrat. Ați reușit să apăsați repejor butonașul. Ia să vedem, ați reușit. Cuculicilor, v-a plăcut la nebunie această bucățică? Ben a venit să vadă dacă i s-a uscat tablou. Da, Ben, ia uitați, foarte frumos. Știi că cocoleșii ți-au dat nota 10. Și ție, Bonita, și ție ți-au dat nota 10. Wow! Ați spus cocoleșilor că vreți să le punem niște pernuțe pe aici, pe jos, ca să aibă și ei unde să stea aici frumușel. Așa că, și niște brăduți dintre ăștia mititei. Dar poate, cred că-s cam mici. Cred că ar trebui să punem niște brăduți mai măricei totuși. Ia să vedem. Ceva de genul. Ia uitați-vă. Le ornamentăm aici zona. Yay! Și dăm drumul. Dăm drumul la lumini. Ba nu, stați, cred că-ți date drumul. Așa, dar nu știu exact de ce nu se văd. On? Așa. S-ar putea că trebuiască să fie noapte ca să le putem vedea. Și ați spus că vreți să le punem niște pernuțe. Stați puțin la toată lumea. Să le dăm drumul, astfel încât ei să poată explora zona. Știți că așa trebuie să facem noi la început. Ați venit aici cu mine, acum sunteți liberi să vă duceți să explorați unde vreți voi. Duceți-vă și plimbați-vă codițele. Chiar și tu, măi dezbrăcatule. Chiar și tu, Rajesh. Așa, toată lumea e liberă. Negruțule, și tu ești liber, du-te și explorează cu mustățile. Uite, Ben s-a dus acolo să păzească baia. Vedeți? Așa, și când voi vă întoarceți, eu v-am făcut aici cu pernuțe și cu pensule și cu tot ce vreți. Așa că hai să vedem aici painting-ul, dar nu știu exact cum se scrie, asta e, să vedem unde să ne ducem. La accessories, cred, la hobby. Ia să vedem aici. Art. Oh, aici avem niște șevalete, dar nu cred că aici este. Stai să vedem la interior design. Unde găsim noi alea? Accessories, hobby, cred că aici. Așa. Și hai să vedem dacă găsim pensule. Ia uitați, aici sunt painting set. Așa, punem aici, dar cred că va trebui să le punem o măsuță. Așa este, dar ceva, o măsuță mică ca să apuce. Ia uitați, și voi, negruțul se uită ca să vadă. Cred că aș vrea și eu să mă apuc de pictat, dar nu știu exact dacă o să fiu la fel de bun ca Bonita și ca Ben. Uite, și le mai punem dintre astea. Deocamdată doar le cumpăr și după aceea vedem exact pe ce le punem. Trebuie să le punem un dulăpior ceva. Dar trebuie să fie micuț, astfel încât ei să ajungă. Paharul cu apă și cu pensule. Așa. Și uite, poate niște păturele din astea, ha? Niște pernuțe. Cred că astea au fost de pictură. Hai să le punem și niște creioane colorate. Așa, perfect. Bun, și acum unde să punem? Aici nu prea avem așa de mult spațiu. Ia uitați-l voi și pe Ben. Bă, ce bucuros e. Mi-au dat Cocolic și nota 10. Cocolic și mi-au dat nota 10 și eu sunt cel mai bucuros. Băi, Benule, băi. Lui place foarte mult de fiecare dată când vine aici. Cred că s-a dus la etaj. Băi, deci Ben explorează singur. Hai să punem aici ceva, un răftuleț. Ne ducem aici la peturi. Aici. Și găsim dintre alea rafturi. Există aici rafturile alea. Să-i dacă scriu shelf. Bă, dar ce canapeluță cute-i. Aia e pentru iepurași. Uite, vreau să le pun aici un răftuleț din ăla în formă de os. Uite, că ăsta o să le motiveze pe animăluțe. De obicei l-aș fi pus alb, dar îl punem așa, culoarea lemnului. Uite așa, ca așa să se potrivească cu toată mobila. Sau îl punem alb, că este os până la urmă. Hai să punem aici alb. Dar trebuie să luăm întrerupătorul ăsta și să-l punem pe peretele ăsta alalt, ca să nu ne deranjeze pe noi. Ia uite. Vi-l pun așa jos, bine? Ca să ajungeți cu boticul. O, dar nu știu dacă pot să pun aici chiar toate creioanele și pensulele. Ia, stai să vedem în cap. Am pus acolo. Și ia să punem și creioanele astea alalte. Așa.
Asta e pentru artiști. Mamă, dar ce cute. Ați avut o idee foarte bună, cocolișilor, să le punem și lor aici. Hai să văd. Așa. Și astea sunt prea mari. O să le lăsăm poate aici pe jos. Uite așa, ca ei să ajungă mai bine. Mamă, și hai să le mai punem mai multe crioane colorate. Dar unde le găsim? Ia să ne ducem înapoi la interior design, la unde era, la accessories? Aici, la hobby. Ia să vedem noi. Astea sunt ale animăluțelor ca să picteze ele. Mai este ceva aici? Ce le-ar trebui? Uite, prosopelul ăsta este necesar. Dar nu știu, nu încape, din păcate, pe acest raft. Așa că nu o să-l punem. Și să vedem ce mai putem să mai punem. Cred că o să mai pun mai multe creioane. Unde sunt creioanele? Sau știți ce? Uite, și cu pixuri. Așa este că... Na, e important. Fiecare își alege tehnica lui de pictat. Așa este. Ce mai era pe aici? Ok, creioanele astea colorate. Oh, astea sunt mai multe creioane colorate. Ia uitați, le punem aici. Bravo! Cine le folosește? Bă, nu știu, dar am pus două ca să aibă toată lumea. E perfect, e bine? Ajungeți și aici? Cred că aș vrea să vă ruiesc puțin zona asta, dar ziceți-mi voi în ce culoare. Ia uitați, restul este în verde. Și Bonita vrea să vopsim. În ce culoare, Bonita, vrei? Nu știu, stai să vedem în ce culoare aleg abonații, pentru că ei aleg. Ia uite-te ce frumoasă e zona asta și aici parcă aș vrea să le pun ceva de iarnă, poate ceva cu steluțe sau ceva. Ia stai să vedem noi, occasional, la Christmas. Ce am putea să le punem? Hai astea, știți de ce? Pentru că în fiecare șosețică este ceva. Ia uite ce bucuros e Ben acolo. Voi vedeți cum sare. În fiecare ciorăpel este o ciocolățică sau un biscuite, dintre astea speciale pentru cățeluși și pisicuțe, cu care o să se răsplătească. Ei, dacă fac un tablou frumos, după aia se răsplătesc aici cu un treat dintre ăsta, știți? Ca să-i motiveze și pe ei. Bravo! Mamă, dar ce superbă e zona! Așa că scrieți-mi în comentarii ce culoare să vopsim acolo. Până una alta, eu vreau să mai decorez aici puțin, pentru că parcă simt nevoia. Uite, aici și aici merge o dintre astea. Da? Ia uitați ce frumos am făcut acum. E perfect! Și să vă aduc și astea de mâncare să fie acolo? Măi, mi se pare mie că e puțin mai multă lumină decât de obicei. Hai să le punem aici. Și să aibă și mâncarea, știți? Că parcă îi motivează altfel. Dacă au mâncare și apică, știți? Să nu se miște prea departe. Uite așa. Super! Ben zice, am făcut o pauză, m-am dus, am țopăit prin toată casa și acum stau și mi-admir. Contemplez să văd oare unde aș putea eu să îmbunătățesc aici. Ăla cred că e tabloul lui Ben. Mă, Ben, wow, ce detalii ai făcut aici. Bravo, băiete, mă, ce-i place! Da, cocolișii m-au votat. Am luat nota 10, yay, ce artist mă simt. Oare să mă duc să mai găsesc niște inspirație? Hai, ia o guriță de apă, bea. Bea acolo apă. Bea acolo apă ca să te hidratezi, ai putere aici de muncă. Deci casa noastră a cocolișilor arată din ce în ce mai bine. Mamă, aici ar trebui să vopsim noi cât de repede se poate. Așa. Ca să știm o treabă. Și parcă albul ăsta face să fie prea luminos. Bun. Deci avem aici zona de pian. Avem zona de relaxare cu muzică. Și avem aici zona de pictură. Perfect. Super. Aici e zona de masă. Va trebui să punem totuși o decorațiune pe masă. Hai să fie așa. Lăsăm pentru tot timpul. Hai să vedem oare ce decorațiune putem noi să punem pe masă. Poate... căsuța de turtă dulce arată foarte bine. Și... dar clonțopii dintre ăștia noi n-am pus nicăieri. Hai să punem câțiva din ăștia. Oare unde? Hai să vedem oare unde. Putem să punem aici lângă ușă? Uite și aici trebuie să punem ceva, măi, fraților. Ia stai să vedem. Uite, pun aici un dintre ăsta, un clonțopel. Și oare unde să mai punem? Uite, pe peretele ăsta. Așa, e fain? Este superb. Ce zici, Ben? Ce zici? Uite aici, la intrare, ar fi trebuit noi să mai punem încă o decorațiune dintre asta. Cu becurile roșii. Nu, cu becurile aurii și fundița roșie. Și aici? Așa, mai închis la culoare. Băi, mă lasă, mă lasă? Cred că nu mă lasă din cauza la ăsta, sau? Îl punem puțin mai încoace.
Ia să vedem. Dar de ce nu m-ar lăsa pe mine să pun asemenea decorațiune minunată? Oare e prea mare? Cred că este prea mare, atunci va trebui să luăm una mai micuță? Ia voi ce ziceți, oameni buni? Pe care să o punem? Uite, asta mie îmi place enorm de mult și văd că asta merge. Yay! Bravo! Uitați cum au stat toți aici lângă mine să vadă cum punem. Măi, cocolicșilor! Șmecherie, deci nu pot să cred. Sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți de anul nou? Sunteți, sunteți! Ia să vedem. Ar trebui să punem niște artificii afară. Ce spuneți? Ia să vedem. Fireworks. Hai, firework. Punem niște artificii pentru Revelion, da? Dar unde să le dăm noi? Uite. Hai să vedeți artificiile, Ben Bonita! Uite, dăm artificii! Stai să vedeți cum vin cu toții. Și ne mai luăm și dintre astea cu roz. Uite cum a venit toată lumea. Uite, punem aici multe artificii. Mamă! Vă plac? Dar ce zăpadă aici, ce lumină e aici, bă, frate! Cred că aici pe... Merge să dăm puțin cu mătura? Dar unde este pe cea vreo mătură? Nu mă lasă să dau afară cu mătura, din câte văd eu. Da, cu jetul de apă? Nu? Dă-ste jet de apă? Da. Ok. Se pare că este pe jos așa, deoarece tot ninge și tot ninge. La voi ninge, măi, oameni buni? Ia să vedem noi. Am zis că punem aici o decorațiune. Să vedem decoration. Ce decoration să punem noi aici pe masă? Merge să punem vreo decorațiune pe masă? Dar și steluțele astea se potrivesc. Ia să vedem, oare unde punem noi niște steluțe? Că sunt foarte faine pentru perioada asta. Să punem acolo? Nu. Cred că aș pune undeva pe scări. Uite, poate pe peretele ăsta. Uite acolo. Uite aici. Dar ar trebui cumva să văruim ca să iasă în evidență stelele, știți? Stai să le luăm și să le punem mai așa. Uite, perfect. Vedeți? Ce drăguț! Îmi place că am lăsat această balustradă, că chiar e superbă. Și lui Ben îi place. Așa că toate animăluțele se pregătesc pentru Revelion. Hai, intrați în casă, intrați, intră în casă, măi. Hai, știu că poți. Vrei să-ți las așa ca să intri după? Nu știu ce să zic. Vrea să mai stea puțin. Hai să ne ducem aici la Occasional, la Christmas. Eu n-am pus ren dintre ăștia. Ia să-i punem. Hai să ne punem aici pe terasă câțiva renișori dintre ăștia. Ia uitați. Și dăm drumul la lumini. Mamă, ce drăguț! Vă place? Vă place? Uite, Ben, uite. Zice, mie îmi place mai mult de mine, e mai frumos, trebuia să ai sub formă de cățel. Nu sub formă de ren. Toată lumea știe căței l-au dus pe Moș Crăciun. Așa zici tu, ren. Așa zici tu, Benule. Hai să facem și un om de zăpadă. Ia, spuneți în comentarii, ați reușit să faceți anul ăsta vreun om de zăpadă? Uite, eu îl pun aici. Toți cocoliși au venit aici și au luat toată zăpada asta din jur. Și a făcut un om de zăpadă, iar Ben și Bonita și Lebuță Rageș, Portocală, Dezbrăcatul și Negruțul au ajutat și ei. Wow! Ce tare, băi! Super! Ok, ia să vedem noi ce mai putem să mai punem aici. Cred că aș pune doi spărgători dintre ăștia de nuci. Aici frumos pe masă. Sau nu aici. Uite, hai să punem uite aici. Uite aici așa. Așa. Să stea lângă noi când gătim, să spună, te ajut și eu să faci aici o masă festivă. Și ce mai punem noi aici? Ar trebui să punem niște chestii de pe la bucătărie, așa este? Hai să ne ducem la accessories, la kitchen. Kitchen, kitchen, vă rog, așa. Și vreau să văd, cred că ar trebui să punem pe masă dintre asta. Astea sunt roșii și sunt mai elegante. Ne lasă să le punem. Stai că ne lasă, dar trebuie la o anumită distanță. Nu poți să pui oricum, se pare. Uite așa. Și o să facem aici în sfârșit o masă drăguță. E bun așa? Ha? Stați, stați, că trebuie să facem aici la marele fix. Și în mijloc poate o să punem niște farfurii cocoșmechere. Dar știți ce? Stai că eu vreau, am altă idee. Hai să facem ca și cum este un fel de față de masă dintre aia care vine numai pe mijloc, așa șmecheră. Știți? Ia uite-te și zici că e dintr-una. Și aici la mijloc o să punem noi o decorațiune. Ia uite că toate animăluțele sunt de acord. Zice, mami, dar faină idee ai.
Faină idee, ia uite, asta e un fel de față de masă. Uite așa. Bun, și pe ea o să punem niște brăduți. Ia să ne ducem aici, că mi-am uitat acum ideea. Christmas, occasional Christmas. Și să luăm niște brăduți dintre ăștia. Foarte, foarte mici. Asta nu-i mic. Hai să iau alt brăduț, mai mic, mic, mic. Mini Christmas tree, uite așa. Și punem aici unul în mijloc. Aștia stau tot timpul ca și decorațiuni pe masă. Și luăm ăsta și mai mic. Îl punem aici. Așa, și încă unul aici. Vedeți? Bravo! Am făcut aici niște decorațiuni care să stea tot timpul aici, să fie foarte frumos. Chiar dacă Crăciunul a trecut, Revelionul, astea să stea mereu aici. Eu zic că suntem pregătiți pentru un nou an, cu noroc. Am împodobit casa și eu zic, sincer, vreau să mai continuăm seria asta, să facem totul cât mai frumos aici. Hai să ne adunăm cu toți în fața șemineului și să vă urăm cu toții. Hai toată lumea aici! Hai, Ben! Hai! Vino să le urez la Cocolici. Bonita? Veniți? Hai, uite că Ben vine. Vine și Bonita, hai! Hai să le urați la Cocolici. Multă fericire, sănătate! Da! Și cât mai multe videouri frumoase să se uite la Cocolici! Da? Pe noul an. Uite că toate animăluțele au venit aici să vă ureze. Și ele vă dau și vouă Cocolike și voi le dați lor Cocolike pentru un an nou minunat. Și să ne revedem cu bine, cuculicilor, abia aștept să facem un nou episod din această serie minunată. Până atunci, v-am pupat și la mulți ani pentru 2023! Pa!